Gustați voi înșivă. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Ferice de omul care se încrede în El. Psalmi, capitolul 34, cu versetul 8. Cum putem cunoaște noi înșine bunătatea și iubirea lui Dumnezeu? Psalmistul nu ne spune, auziți și cunoașteți, citiți și cunoașteți sau credeți și cunoașteți, ci gustați și vedeți ce bun este Domnul. În loc să vă bizuiți pe cuvântul altuia, gustați voi înșivă. Experiența este cunoaștere derivată din experiment. Religia experimentală este necesară acum. Unii, un mare număr, au o cunoaștere teoretică a adevărului despre religie, dar nu au simțit niciodată puterea reînvioratoare a Harului Divin în inimile lor. Ei cred în mânia lui Dumnezeu, dar nu depun niciun efort ca să scape de ea. Cred în cer, dar nu fac niciun sacrificiu ca să-l obțină. Cunosc un remediu pentru păcat, dar nu-l folosesc. Ei știu ce este dreptatea, dar nu au plăcere pentru ea. Toată cunoștința lor nu va face decât să le mărească vina. Ei nu au gustat și nu au experimentat bunătatea lui Dumnezeu. A deveni ucenicul lui Hristos înseamnă a te lepăda de tine însuți și a-L urma pe Iisus atât la rău cât și la bine. Orice îngăduință îndrăgită care va împiedica viața noastră religioasă trebuie dată la o parte. Vom depune noi eforturi și vom face sacrificii în raport cu valoarea obiectivului care trebuie atins? Fiecare tovărășie, oricât de limitată, are o influență asupra noastră. Le vom supune acele influențe în funcție de intimitatea și consistența relației, a dragostei și respectului pe care îl avem față de persoana cu care ne asociem. În felul acesta, cunoscându-L pe Hristos și întovărășindu-ne cu El, putem deveni ca El exemplul desăvârșit. Comuniunea cu Hristos este nespus de prețioasă. Este privilegiul nostru ca să ne bucurăm de astfel de o comuniune dacă căutăm și facem orice sacrificiu pentru a o avea. Așa că oricine poate, prin experiență personală, să adăverească prin aceasta că Dumnezeu spune adevărul. Ioan capitolul 3 cu versetul 33. El poate să mărturisească. Am avut nevoie de ajutor și L-am găsit la Iisus. El mi-a satisfăcut orice nevoie și mi-a săturat sufletul. Cred în Iisus că El este Salvatorul meu divin. Cred în Biblie, deoarece am descoperit că ea este glasul lui Dumnezeu către sufletul meu. Amin.